Astăzi, într-o zi de sfârșit de iarnă, o zi neburată, o zi gri, vom avea o emisiune, zic eu, care va aprinde un pic luminile. O emisiune interesantă atât pentru vânători cât și pentru non-vânători, în special. Pentru că l-avem invitat pe biologul Nicolae Pârlog, care astăzi ne va desluși și ce impact are vânătoarea asupra speciilor sălbatice. Ne va desluși un pic și din istoria acestei științe în România și ne va desluși și despre ce curente la ora actuală sunt la modă pe toate canalele social media și nu numai, curente care le găsim, de fapt, fără să ne dăm seama și chiar în viața politică a noastră de zi cu zi. Deci, bună ziua! Bună mulțumesc ziua, Mihai, pentru... mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumesc pentru acest subiect. Am mai spus la introducerea temei pe care discutăm astăzi că este un subiect interesant. Eu aș zice chiar că este important. Da, este fără discuție important. Și va deveni din ce în ce mai important. Da. Odată ce lucrurile se vor, să zic așa, acumula în direcția asta. Fără discuție, sunt subiecte pe care, din păcate, din cauza distanțării față de natură pe care o constatăm în ultima perioadă, și eu aici dau vina pe social media. Într-o măsură... Într-o oarecare măsură, fără dar discuție. Dar și pe omul... Absolut. Sedentarismul e la îndemână. Care acceptă sedentarismul fără să-și dea seama, să zic așa, ce dușman primește în casă. Sigur că da. Comoditatea, în primul rând. Într-adevăr, viața actuală... Tehnologizarea, ușurarea vieții pe ansamblu generează astfel de comportamente și de ce să nu le cunosc. Inclusiv eu sunt tentat de foarte multe ori, cu toate că am câmpul spatele casei, sunt tentat să vin de la serviciu, să îmi pun eventual cafea. Și, până aici e bine. Până aici e necesar și ți-e bine. Chiar dacă bat în picioare, de foarte multe ori spun las că și mâine o zi. E, și mâine o zi e o sintagmă care deja prevestește ceva. E cea mai desfolosită scuză. Bineînțeles că da. Pentru orice. Absolut, absolut. Ce să facem? Trăim vremurile astea care sunt interesante. Și pentru că ai cuptat capcana asta dată de tehnologizare, gadgetizare, chiar digitalizare, să nu uităm că o vorbă din bătrân spune un mare adevăr pe care suntem tentați astăzi să nu-l băgăm în seamă. Și anume, pentru lucrurile ușoare, ca să nu mai zic pentru cele gratis, vom plăti cel mai mult. Da, prețul de fapt foarte mare la final. Timpul care, sigur, pe care da. Îl pierdem și sănătatea. Absolut, absolut. Și deja dacă nu le avem pe acestea două, ce putem să facem? Sigur. Cum putem să facem ceva, orice, în orice domeniu? Fără discuție, perfect de acord. Acum, aș începe cu o primă întrebare, care, bineînțeles, este extrem de stufoasă. Și aici voi apela la disponibilitatea ta de a da un răspuns, să zicem, cât mai amplu, eventual punctat, dar în același timp cât mai amplu. Și eu sper același lucru. Da. Să vedem. Ce impact are, de fapt, vânătoarea asupra mediului, dar, în primul rând, asupra speciilor sălbatice? Nu vorbim strict numai de speciile de interes cinegetic. Absolut. Eventual, fă o recapitulare a speciilor de interes cinegetic, după care vom intra și vis-a-vis de impactul asupra celorlalte. Depinde ce înțelegem prin impact. Când spunem că ceva are un impact asupra altcuiva, ne gândim automat la o influență negativă. Cumva. Ideea de impact pozitiv e slabă în mintea oamenilor. Mai ne gândim la un impact negativ. Dar impactul există, ca să nu deviez prea mult de la temă, este foarte complex și este și surprinzător. Dacă ne referim strict la vânătoare, observăm că ea are un impact la prima vedere vizibil și palpabil asupra speciilor de vânat, speciilor de interes cinegetic, care sunt relativ puține. Foarte puține. Deci, mi-ai spus de lumea animală și impactul vânătorii asupra sa. Păi, din punct de vedere cinegetic, impactul nu poate fi decât asupra celor câteva specii, de ce spun câteva, vom detalia mai încolo, de păsări și de mamifere care se vânează. Pentru că ele, automat, sunt păsări de interes cinegetic, se calculează cote de vânătoare,
sunt extrase dintr-o anumită populație cu un anumit impact asupra populației respective. În general, sunt extrase fără să afecteze deloc populația aceea. Asta e un lucru pe care marele public nu-l știe. Sau dacă îl știe, nu vrea să-l recunoască, pentru că ar însemna să recunoască că a trăit într-o confuzie. Nicu, nu vreau să luăm apărarea vânătorilor. Nu luăm apărarea vânătorilor, că nu are cine să le ia. Absolut. Eu vreau din punct de vedere biologic, dar, real, da. Ce impact are fix vânătoarea asupra celor 28 de specii de păsări, de exemplu, de interes cinegetic? Minor. Minor. Foarte minor. Gândește-te puțin că principalii factori de presiune negativă asupra celor 28 de specii, toate incluse în cele aproape 300 care ne vin prin România, unele clocesc, altele sunt sedentare tot anul, altele sunt migratoare, altele sunt specii de pasaj. Deci factorii negativi sunt în principal dați de presiunea antropică, și aici includem agricultura intensivă, care este cea mai mare factor de presiune antropică asupra lor, și variațiile de climă, la care omul nu prea mai are ce să facă. Abia apoi vânătoarea aduce un impact negativ, să zic eu, mai mult decât minor. Nu iau apărarea vânătorii, deci eu nu sunt vânător, eu pur și simplu sunt interesat de situația populațiilor de animale și de asta am și ajuns să studiez și impactul vânătorii. Este minim. Gândiți-vă că sezonul de vânătoare este minim. Gândiți-vă că printre noi probabil sunt mulți vânători care știu de câte ori ieși pe teren și cât de puțin recoltezi cu arma față de cât de mult vezi. Și din acest punct de vedere putem vedea că impactul negativ, așa zis, un impact negativ al vânătorii care este blamat vânătoarea în sine și vânătorul ca individ, este aproape inexistent. Ce, unde apare problema și mă văd nevoit să o repet și o voi repeta ori de câte ori vine vorba în fața oricui și în orice situație, ceea ce duce ca repercursiune negativă asupra vânătorii este faptul că marea parte a populației face confuzia dintre vânător și braconier. Fără discuție, asta este o foarte dar des. Pentru că nu vreau să deviez de la punctele pe care m-ai întrebat, la care a pornit această întrebare complexă, vânătoarea nu are impact negativ asupra speciilor de păsări. Istoric vorbind. Să cred nici asupra speciilor de mamifere. Am înțeles. Istoric vorbind. Cine nu crede, pentru că spun probabil o anatemă pentru conservaționiști, pentru ecologiștii de tastatură, pentru cei care își fac păreri în funcție de ce li se spune, nu de ceea ce caută cu adevărat, cine nu este convins de ce spun, și asta am spus în toate emisiunile în care a fost invitat, este liber să verifice, este liber să studieze, este liber să caute în biblioteci, pe internet, să se ducă la institute, să vorbească cu specialiști în cinegetică, în vânătoare, să vorbească cu oameni care chiar s-au ocupat o viață întreagă de acest subiect și să-și facă după aceea părerea. Este mult mai, și opinia, este mult mai onest atât față de ei cât și față de subiect să pornească așa decât să preia ideile toxice, de ce nu doar neadevărate, pe care le găsesc în social media. Istoric vorbind, România a fost vreodată afectată în vreun fel, pentru că sunt convins că au existat perioade când am avut în țară un număr mult mai mare de vânători decât avem acum. Dar România a fost vreodată, sau există niște date statistice, sau din bibliografia consultată, România a fost vreodată afectată în vreun fel de practicarea legală a vânătorii? Nici o țară din lume nu a fost afectată negativ de practicarea legală a vânătorii. Și aici iarăși rog pe cei care sunt foarte mirați sau îmi pun spusele sub îndoială să verifice acest lucru. Să nu-mi ia mie cuvintele de... Repet, nu fac partizanat. Pur și simplu sunt interesat de subiect. Să nu-mi ia mie cuvintele drept adevăruri absolute și să verifice, dar să aibă mare grijă în a nu face confuzie între vânătoare de subzistență și între braconaș. Bun, ce înseamnă vânătoare de subzistență și braconaș? Hai să vedem exact... Vânătoarea de subzistență, cum văd eu, este pe cale de dispariție în lume, dar într-un moment interesant, dar pe cale de a renaște în lume. Pentru că încă și faptul de a face ceva de subzistență înseamnă a vâna pentru a mânca. Sunt încă comunități în lume care vânează pentru a mânca.
Iar dezastrul economic spre care se îndreaptă lumea astăzi și haosul social dat de pandemii, de războaie, de revendicări de teritorii, de schimbări de granițe, poate duce din de intoxicare. Nu mai vorbesc de asta. Poate duce foarte ușor la perioade de la terenuri întregi, la populații întregi, la țări întregi care pot intra într-o stare de anarhie, în care practic luxul pe care îl vedem astăzi în a avea alimente la foarte ușor de obținut, te duci în magazin și cumperi orice, să nu mai fie. Și se poate ajunge foarte ușor la vânătoare de subzistență, adică omul să iasă și să prindă orice prinde, orice vede, orice specie de animal, de pasăre pe care o poate mânca. Nu mă duc foarte departe în istorie cu exemple în direcția aceasta, mă duc spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial, nu în Europa, nu în lume, ci la noi în țară. Atunci, pe... știți cum era după război? Sigur. Haos, anarhie, foarte multe... Mai ales multe, că 45-47 a fost seceta care... În plus, foarte multe arme rămase populației. Exact. Lipsă de, nu exista agricultură, nu existau surse de alimentație, încet, încet încercam să ne refacem ca țară. Foarte multă lume a... Ocupația rusă. Nu mai vorbesc de cei 12 ani minunați în care a trebuit să hrănim și armata sovietică până am reușit să scăpăm de aia. A fost caz unic în istorie. Și am scăpat tot datorită vânătorii. Tot datorită vânătorii. Și vă dau un exemplu. În Germania s-au plecat, au scăpat de ei prin 93, în Cehia 92, deci târziu. Noi am scăpat după doar 12 ani. Da. Nu fac paranteză la paranteză, revin la subiect în sine. Deci situația socială era în asemenea, pot să folosesc cuvântul hal, încât oamenii mâncau ce prindeau. Atunci a fost perioada când mare parte din Europa, din România, au fost vânate de foame, de subzistență. Atunci s-au prăbușit populațiile de căprior, de cerb, de mistreț, de urs, într-un asemenea grad încât astăzi le mai avem datorită muncii silvicultorilor și cinegeților de atunci care au reușit să repopuleze, să facă... Și să reglementeze. Haideți să ne aducem aminte de niște adevăruri neștiute sau de care mulți fug. Toate ar trebui să se iasă în față și să se laude cu ele. Hai să ne aducem aminte că în tot Carpația, în toți munții Apuseni, nu prea existau cerbi. Iar râsul era un animal practic necunoscut. Să ne aducem aminte de eforturile de repopulare cu capră neagră, cu iepure, cu cerb. Cu fazan. Fazan nu mai vorbesc. Atunci, încetul cu încetul, s-au refăcut niște populații. De ce dispăruseră acele populații? Ne întoarcem și închidem cercul datorită acestei vânători de subzistență pe care o găsim în situații istorice nefaste, cum ar fi sfârșit de război sau într-o țară care a fost victima unei colonii sau până și într-o țară care a rămas cu o populație izolată. Nu vreau să fiu răutăcios, dar care nu a evoluat în timp Papua Noua Guinee, mai avem zone din Africa, din Asia, în care vânează de subsistență și totuși nu pun speciile pe care le vânează în pericol. Absolut de acord. Aceeași poveste s-a întâmplat și în Germania, din cunoștințele mele, imediat după război. Populațiile peste tot, de fapt, Europa a fost foarte afectată. Însă, exact așa cum spuneai, cinegeticienii, silvicultorii, și datorită lor, eforturile de rând și vânătorii de rând, absolut. Grupele acelea de vânători de rând, ca cu voluntaritatul lor, s-a reușit refacerea populațiilor de vânat din România prin faptul că ei au dat o mână de ajutor la transport, ei au hrănit pe perioadele nefaste. Ei au identificat habitatele. Absolut. Bun. Ei au contribuit la refacerea habitatelor degradate de pășunatul excesiv, de defrișări, de război, de exploatările subsolului făcute fără cap. Toate aceste lucruri au fost făcute de înaintașii noștri, de cumva o parte dintre bunicii noștri, părinții noștri chiar. Și este păcat că nu le știm nici noi cum ar trebui să le știm, dar păi avem pretenții la generația tânără să cunoască valențele și valorile aduse de vânătoare pentru salvarea genofondului natural. Eu am învățat de la părinții mei o sintagmă care m-a urmărit de-a cursul timpului. Mama a fost inițial silvicultor, după care s-a reprofilat și a făcut industrializarea lemnului. Deci am oarecare legătură în familie, în direcția asta. Însă m-au obligat să învăț istorie, mai ales în timpul comunismului. Istorie frumoasă. Ne spune atât de multe despre noi și mai ales ne spune despre ceea ce se întâmplă acum în prezent. Exact. Cauzele pentru care se întâmplă. A fost o sintagmă pe care... a fost o sintagmă pe care mama mea în permanență mi-a repetat-o, trebuie să înveți istoria. Pentru că dacă nu știi istorie, nu știi de unde vii, nu știi unde ești și nici măcar nu știu unde te îndrepți. Absolut.
Deci, zona asta de istorie necunoscută și mai ales legată de mediu, de problemele de mediu, de viață sălbatică, ne oferă suficiente date, zic eu, imbatabile, din verificabile. Câte și verificabile, nu mai vorbesc, doar un pic de bunăvoință trebuie, care, dacă nu este consultată și dacă din social media se ia pur și simplu informația brută de impact emoțional. Și cea care vine în cantitate mare. Și vine și în cantitate mare. Și în plus de asta, aș mai veni cu o completare, făcând acum o paranteză, este o completare, dar e și o paranteză, din câte observ și din câte știu, în urma acestui război, ca să zicem așa, este. Care de fapt și este corect. Noi suntem acum supuși unui bombardament de intoxicare din partea Rusiei. Poate că mulți dintre cei care ne urmăresc știu, probabil că mulți nu-și dau seama. Bombardament care de fapt durează de ceva ani, este de fapt o bună parte din războiul hibrid al lui Putin și care urmează niște politici, niște linii foarte clare de destabilizare și de creare și de creiere, pardon, a unor prăpastii sociale, unor crevase în societate. De ce? E foarte simplu. Destabilizare. Este o destabilizare și, după cum vedem bine, asistăm din plin la această destabilizare în ultimii ani. Acum, întorcându-ne, braconier. Noțiunea de braconier. Am stabilit ce înseamnă vânătoarea de subzistență. Care cumva este tolerabilă până la un punct, este de înțeles până la un punct și este practic prima formă de vânătoare înainte de a face vânătoarea cumva reglementată pe baze științifice și economice. Până în mai târziu, până... Hai să fim sinceri. Etice. Etice. Da, pentru că și vânătoarea de subzistență are o normă etică tribală, cumva primitivă. Nu se vânau în comunitățile tribale, nu se vânau femelele cu pui, sigur, nu se vânau primăvara și iarăși nu se vânau când erau puține exemplare. Sigur, deci, pentru că știau că rămân fără populația care le servește drept hrană în timp și... Da, vânătoarea, ca să punctăm un pic... Vânătoarea de subsistență. Vânătoarea de subsistență a existat până peste tot în lume, cam până în Evul Mediu, când au apărut primele legislații de vânătoare. Deci și pe teritoriul nostru și peste tot în lume. Înainte ca vânătoarea să devină știință, să devină cinegetică și mai ales să fie reglementată legal. Dar ca să revenim la braconaj și ce este acel braconaj minunat pe care, cum să spun, din cauza lui tragem noi ponoasele. Sigur. Braconajul înseamnă, este o activitate care constă în prinderea, uciderea, fără niciun fel de opreliște, în orice perioadă a anului, de către oricine, și când spun asta, mă refer chiar și la vânătorii care au acte de vânătoare și nu fac onoare cu aceste îndeletniciri, făcând acest lucru până la omul simplu care nu știe ce face și, de exemplu, se duce pe câmp, pune niște clei pe o cracă și prinde sticleți. Sau un borcan, cum se braconează fața animalului. Tot braconaj este. Da. Braconajul afectează atât speciile care nu se vânează, cum am dat exemplu cu acei sticleți nevinovați prinși de cineva care vrea să-i vândă. Nu ai voie legal, în primul rând, nu mai vorbesc de etic și moral, să prinzi animale, dar nici măcar nu sunt de subiect vânătoresc, nu aparțin speciilor cinegetice și de vânătoare. Și până la specii de animale care se vânează în mod legal, sunt specii de interes cinegetic, cum am dat exemplu fazanului. Ele sunt în principal prima categorie de păsări urmărite. Păsări și mamifere urmărite de braconier din considerente economice. Și acum s-ar spune în felul următor. Bun, această minoritate numită braconier generează un val de antipatie pe care... În primul rând, în rândul vânătorilor. Da, hai să o luăm așa. Creează clar un val de antipatie care, mai ales asupra non-vânătorilor, asupra spectatorilor, deasupra acestui fenomen, aceștia ne dă seama că, de fapt, repulsia maximă vine din partea vânătorilor. Iar vânătorul, prin simpla prezență în teren,
pe simpla prezență a unui vânător cu acte în regulă, cu autorizație de vânătoare, pentru că puțin știu că fiecare ieșire în teren este însoțită de o autorizație care se dă în anumite condiții. Care se dă în anumite condiții, pe un termen limitat. Și unui anumit tip de persoane. Nu exact. Trebuie să ai cazier, nu trebuie să fii fost. Bineînțeles. Că mai ales un cazier legat de braconaj. Dar nu numai sunt probleme, de exemplu, asupra vânătorilor. Unii dintre ei, membrii vânători, care, de exemplu, au fost acuzați de violență conjugală. Implicații în diverse scandaluri și care, din capul locului, trebuie știut că această categorie, care au și condamnări, deci dovedit în instanță, deja au probleme asupra regimului lor de vânătoare. Da. Vânătorii în general... Cine se asociază cu ei? De un general e o problemă de imagine. Sigur că da. Dar puțin știu lucrurile astea. Foarte puțin știu. E... Oamenii știu, ca să o repetăm de câte ori nevoie, oamenii știu ce li se spune în social media. Deci, exact. Și social problema. Media vine cu, într-adevăr, cum ai spus, cu o cascadă de informație, care este extrem de greu de filtrat. Cu omul zilelor noastre, din nefericire, este foarte ocupat, presat de timp și el nu are timp. Eu am făcut un apel la cei care nu cred spusele să le verifice. Omul zilelor noastre este presat de timp, de viteză și nu are timp să verifice așa ceva. De asta e foarte comod și de asta și aici lucrează diabolic în mașina asta de volum a presei și de propagandă. Și de propagandă, dându-i foarte, foarte mult lucru, pentru că știe că dacă îi dă mult lucru, el reține ce trebuie, ce se dorește. Ce se dorește. Prin repetabilitate, absolut, exact ca și reclamele. Și apropo de vânători braconieri, nu este o situație. Foarte mulți braconieri au arme. Legale sau nu, foarte mulți au arme artizanale. Când se prind și ajung în mass media, în general apare imagini cu ei și cu armele confiscate. Și automat, în mintea omului care se duce, spune că vânător avea armă. Nu e adevărat. Să nu tragem semnul egal între vânător și purtător de armă. Pot fi atâția categorii și atâția indivizi care poartă arme și nu putem să-i asociem că sunt vânători când sunt prinși. Și mă gândesc în primul rând la clanurile interlope. Absolut. Ce facem când îi prinde și le arată o colecție de arme? Multe artizanale, multe nu. Multe cumpărate de la ucraineni sau de la traficanții de arme. Avem ce facem? Discuția, clar, o putem duce pe direcțiile astea ore, zile. Fără să ne repetăm. Însă avem în față... Și mă bucur că ți-a făcut plăcere. Eu mă bucur și mai mult pentru surpriza pe care mi-ai arătat-o. Deci este colecția Wild und Hund. Cred că o să aduci la cameră. Absolut. Deci colecția Wild und Hund. Fă introducerea 1895. Fă introducerea pe care o merită. Așa. Care este un tratat. Un act de cultură. În primul rând, un act de cultură, cum bine spui. Tipărie. Un tratat, ca să spunem, de vânătoare, între ghilimele tratat, evident. De fapt, este revista Wild und Hund, care există și în zilele noastre. Și care rămâne un etalon. Și care rămâne un etalon, bineînțeles. O sursă de inspirație. Și după cum am văzut, știindu-te pasionat de păsări de pradă, există capitole pentru păsările de pradă. Vânătoare care la noi, din păcate, nu e legală. O vânătoare neînțeleasă. Încă neexpusă suficient. Sigur că da. În care există, bineînțeles, rase de câini și nu numai de vânătoare. Toate rasele de câini sunt tratate, inclusiv Dog German, inclusiv Saint Bernard. Inclusiv am văzut ceva material, mai multe articole despre cai și folosirea calului la vânătoare. Folosirea calului, rasele de cai, evoluția raselor de cai. Există, bineînțeles, și un capitol despre muzeele de vânătoare, despre muzee în general, pentru că, din fericire sau din nefericire, poate mulți nu cunosc faptul că vânătoarea a fost cea care a creat primul act de cultură. Păi să ne aducem aminte de primele imagini de pe rupestre care nu reprezentau nici oameni, nici zei, nici clădiri, nici nu vă pot să fie clădiri atunci. Reprezentau ce anume? Animalele, totem și scenele de vânătoare. Absolut. Pentru că ele făceau parte din cotidian, pentru că ele asigurau viața. Atunci nu exista, dacă o comunitate avea, să zicem că se năștea o generație de băieți în comunitatea respectivă,
care nu erau învățați să vâneze sau nu erau eficienți la vânătoare, că erau blestem pe capul acelei comunități. Comunitatea aceea dispărea. Gândiți-vă că iernile atunci durau vreo 5 luni, 6 luni, sim, în care dacă nu mâncai hrană bogată în calorii de origine animală, cu proteină ușor asimilabilă, cu grăsime ușor asimilabilă, o asemenea comunitate, un trib, o familie care s-ar fi hrănit cu fructe uscate și ciuperci uscate colectate în timpul scurtei veri, ar fi murit de inaniție în timpul iernii. Ciuperca au conectat blană, fiind la vânătoare. Nici blana cu care să se acopere. Bineînțeles. Nu ar fi bineînțeles. Avut. Da? Deci despre ce vorbim atunci? Ne-a dat viață timp de milioane, de sute de mii de ani. Ne-a dat viață, ne-a asigurat viață, ne-a făcut să înțelegem că animalele au un rost, ne-a făcut să înțelegem că fără ele nu putem supraviețui, ne-a făcut să înțelegem că dacă ne purtăm barbar și tiranic cu ele, ori părăsesc zona, ori le exterminăm noi și ori, automat nu ne ducem în astfel de extreme. Deci încă de atunci vânătoarea a avut în grijă ideea de echilibru și de autocontrol, ideea de conservare. Și de conservare. Că vorbim așa, vorbim de ecologie și considerăm că ecologia în sine se ocupă de protecția animalelor. Nu! Cu sute de ani, cu mii de ani înainte de apariția ecologiei, vânătorii făceau ecologie foarte, poate, fără să-și dea seama. Nu, ei făceau, nu denumeau o știință, absolut, dar știau că viața lor este, fără niciun fel de discuție, legată de existența și de, ca să spunem, bien etru animal, etrului animal. Fără discuție că toate aceste lucruri la ora actuală au căpătat o denumire și anume ecologia. O știință, zic eu, interesantă. Ecologia, care practic am putea denumi o știință a animalelor în relație cu biotopul și cu omului, și a omului, bineînțeles. Tuturor elementelor, cel viu, cel mineral, evident omul. Și aici te-aș întreba. Ecologia, anumite o știință extrem de interesantă. Fără discuție și fără niciun fel de... Care evoluează, care se schimbă, care nu... Exact, și care are capitol de dinamică. Da, da, da. Dar între timp, cred că vorbim și despre ecologism. Și aici avem o problemă. Păi cred că ambe, cele două, nu au prea o legătură din câte au. Dar cineva a făcut forțarea. A forțat fără tu, ca biolog, te-aș ruga să faci, să zicem, să tragem o linie și să facem asemănări și mari diferențe între cele două. Păi, dacă ecologia este o știință, o știință nu are cum să facă partizanat. O știință nu este nici bună, nici rea. Este o dimensiune tehnică a unei realități. Nu putem spune că matematica este rea. Nu putem, chiar dacă nouă omul ne-a plăcut, nu putem spune că fizica este periculoasă, chiar dacă cu intermediul fizicii s-au ajuns la arme atomice. Nu putem spune nici că ecologia este bună sau rea. Dar avem probleme că până acum am definit-o corect. Este o știință. Ecologismul nu mai este o știință, este o ideologie. Și nu este o ideologie bună. Nu este o ideologie necesară, este o forțare a realității, este o manipulare a maselor, în special a celor tine, pornindu-se de la anumite concepte ecologice, dar denaturate voit, alătorite cu mult comunism, să fim serioși, da, cu mult neomarxism, pentru că avem astăzi eco-neomarxismul, care îl vedem cum respiră în aproape toate ONG-urile de mediu care fac ceea ce ar trebui să facă. Și avem acest, evident, avem subsumat ecologismul ca ideologie care devine din ce în ce mai puternică, chiar în detrimentul științei ecologiei despre care nimeni nu mai vorbește. Ați auzit pe cineva vorbind de ecologie? Foarte grea ecologia. Ecologia în sine este o știință care a pornit de la mai multe științe. Trebuie să ai niște cunoștințe de geologie, da, de biologie, de sociologie, de fizica Pământului. Pentru că vorbim de ecosisteme, vorbim de biotopuri, vorbim de relațiile, da, vorbim de factori abiotici, vorbim de factori abiotici, vorbim iarăși de influența omului și aici trebuie să știm puțin și sociologie, și istorie, și nevoile economice ale omului. Deci vedem mai multe științe din care ecologia, spre care ecologia se bazează și cu care are legături. Uităm la ecologism și ce vedem? Vedem ideea forțată, pentru că părinții ecologiei și cei care au pus bazele cu adevărat științifice nu au pus niciodată omul antagonist cu natura și
Nu au spus, uite omul, uite de aia nu merge habitat, uite omul trebuie să dispară, uite omul nu mai trebuie să facă agricultură, ci să mănânce de mirce, uite omul nu trebuie să mai plimbe să stea în casă, că cu mașina lui poluează, am ajuns la aberația, care tot ține de ecologism, a calculării amprente de carbon, pe mi se pare ceva mai groaznic decât tot ce a făcut nazismul totdeauna, ceea ce se pregătește acum. Scuze-mă că fac paranteză la multe paranteze, dar gândește-te puțin, este oribil, e rușinos să-i calculezi unui om ce are în frigider sau ce are în casă, este rușinos să-l întrebi despre viața lui și deciziile lui. Gândiți-vă, totuși cineva a luat în serios și s-a gândit să ne calculeze amprenta de carbon, adică cât carbon expiră. Bioetică. Absolut. Cred că această bioetică a fost luată în calcul la un anume moment și mi-aș dori să vorbești un pic despre bioetică în tot contextul dat. În actual. Tot contextul dat, bioetica este pictată și ea la o parte, pentru că deranjează. Bioetica trebuie, ori deranjează, ori trebuie să fie subsumată ecologismului și scoasă ca... Deci ecologismului, nu ecologiei. Ecologismului, da. Am înțeles. Evident. Bun. Ecologismul este subsumată și este scoasă în evidență. De ce? Pentru că perceptele ecologismului, în care omul este vinovățit, în care activitățile umane sunt blamate, sunt interzise, să spun, se folosește și bioetica în favoarea acestui lucru. Să-ți dau un exemplu foarte clar cu vânătoarea atacată din punct de vedere bioetic de către apologeții ecologismului. Nu este etic să vânăm un cerb. Și gata, populația a înghițit gălușca. Dar nu se spune că cerbul acela nu mai are, probabil. Vorbim un exemplu clar, cerbul roșu obișnuit, Marea Britanie. Nu mai are dușmani naturali acolo, înmulțirea sa excesivă duce la distrugerea habitatului, împușcarea, recoltarea sa se face în perioade anume, sunt extrași anume indivizi, nu sunt extrase femelele gestante, nu sunt extrase femelele cu pui, nu sunt extrași puii. Deci se ține cont de bioetică, dar nu se spune, se folosește invers bioetica. Este o spirală diabolică? Cu siguranță sigur, vei spune că este. Îți mai dau un exemplu, că m-am dus poate prea departe în Marea Britanie și cu cel mai exemplu, cailor de la Letea. Te rog. Vai, dar ce frumos sună, nu? Romantic, extraordinar, cai sălbatici. Populația deja a fost sedusă. Să-i lăsăm acolo, ce frumoși sunt, ce simbol al libertății, al sălbăticiei naturii. Este, de ce să minți? Nu sunt. Da, din punctul meu de vedere, caii de la Leta sunt nu oarecare sunt simbol, dar în același nu timp... Nu sunt. Nu, în același timp, m-aș gândi de două ori înainte să mai pronunț o dată treaba asta. Și aici te-aș ruga, fiind biolog, să explici exact ce se întâmplă cu acești cai de la Leta. Ai spus că ți se pare o idee seducătoare. Calul e un animal frumos, n-ai cum să nu-ți placă, n-ai cum să-l admiri. Are un impact emoțional sună extraordinar. Sună aproape nepoliticos să-i spui ce caută caii la Leta, să fie scrașa. Dar, hai să un pic la adevăr. Caii, într-adevăr, au ce căuta la Leta, dar numai dacă ar fi fost caii sălbatici care au trăit tot anii odinioară la noi, caii tarpani care se trag așa, și dacă ar fi avut și niște dușmani naturali acolo care să le țină numărul în siguranță. Ori nu mai vorbim de așa ceva. Vorbim de un dezechilibru ecologic major. Vorbim de ecologie. Dar putem ecologie. Vorbi de șacal, de exemplu. Șacalul nu este un factor limitativ pentru cai. Nu? Absolut deloc. Nu, cum nici ruda sa, cu talii asemănătoare și obiceiuri aproape identice, coyotul din America de Nord nu a fost un factor de... Regulator pentru mustang. Pentru mustang, pentru că mânjii sunt puternici, iepele au un instinct... Apropo de relația prădător la cai, ecvide și lupi. Este o problemă dificilă pentru lupi. Caii sunt extrem, caii chiar domesticiți sunt extrem de uniți. Mamele au un instinct foarte agresiv de apărare. Este o problemă dificilă. Mai degrabă consider că o haită de lupi ar ataca niște cerbi decât niște cai. Sunt greu de doborât, au pielea mai groasă decât a cervidelor, luptă foarte mult, își apără exemplarele, nu spre de cervide care prima reacție în fața lupilor este a fugi, calul stă pe loc și chiar contraatacă. Da. Deci foarte greu, chiar și lupii ar face față, ar regla numărul natural, să zic așa, naturală al cailor de la Letea. Dar vorbim de Letea și de cai. Vorbim de Letea. Letea este cea mai veche rezervație din România. Vorbim de 1928, prima făcută. Deci 1928. Da. Prima, imediat după România Mare.
Deci o rezervație, încă de atunci naturaliștii și-au dat seama de unicitatea acestei insule, acestei păduri, cumva care are și caractere de faună și mai ales de vegetație mediteraneană, da, tropicală și stepică și european continentală. Plante rare care nu se mai întâlnesc nicăieri în lume și foarte rar în Europa. Ori acești cai sunt acolo din vina noastră. Da, nu am asta personal. Au fost abandonați în timp de săpeni. Este de moda de a crește animale. Știm cu toții cum se crește animalul delta și cum se într-o stare de semisălbăticie și dacă nu mai este recoltat, nu mai este adus iarna înapoi, s-a demonstrat că supraviețuiește. La fel au fost și porci și vitele domestice. Cai, există turme de vite sălbatice. Ei au rămas acolo din vina omului, s-au adaptat. Au trecut cu bine iernile, trebuie să recunoaștem că ultimele ierni 20 de ani n-au mai acut din ultimii 20 de ani n-au mai fost deloc niște ierni care să îi pună în pericol. Au găsit ce să mănânce, s-au înmulțit și evident au început să distrugă atât puieții de stejar care se regenerează natural acolo, cât și plantele rare de acolo. Deci cumva ei trebuie scoși de acolo. Da, din păcate... Vorbim de bioetică aici, vorbim de greșeală umană, vorbim. Sigur. Vorbim de necesitatea vânătorului care poate să extragă cu arma, dacă cumva statul este incapabil din punct de vedere financiar să găsească o soluție mai costisitoare prin care ei să fie extrași și duși undeva, nu știu cine poate să-i preia, să aibă grijă de ei, pentru că e clar, numărul lor e mare, nu ce căuta acolo și da. e un exemplu, să zic așa, un caz școală de dezechilibru ecologic în România post-decembristă, despre care lumea vorbește doar ecologist, să rămână căluții acolo, să salvăm căluții. Eu cred că mai repede vorbește dintr-un punct de vedere afectiv, fără a avea un fundament explicat. Pentru că, de fapt, nimeni nu explică toate aceste detalii care fac diferența. Pe care avem acum și nivelul de înțelegere redus al populației. Da. Pentru că nimeni nu explică, populația nu este îndreptată să afle adevărul și să ia deciziile corecte, ci este bombardată, iar vorbim de demonism ăsta, este bombardată cu cantități uriașe de informații, de cele mai multe ori incorrectă sau de proastă calitate. Da, da, fără și avem situația în care nici vânătorii nu sunt înțeleși, nici vânătoarea nu este înțeleasă și de suferit, până la urmă, suferim cu toții. În frunte cu mediul ambient, pentru că mediul, sigur, în primul rând, suferă. Vorbim de protecția și de protecția oferită de vânători și vânătoare. Da. Nu se compară cu niciun altă protecție. Și aici iar spun lucruri cumva de neconceput pentru marea populație, dar asta e adevărul. Repet, iarăși, cine nu crede să se combină. Câte specii, cât de bine stă biodiversitatea într-un teren de vânătoare și cât de bine stă într-o rezervație în care sunt doar doi paznici care nu fac față braconajului, nu fac față deversării de substanțe interzise, nu fac față deversării de gunoaie, nu fac față recoltării de plante făcute fără cap, nu fac față tăierilor ilegale de copaci și cât de bine se face. Și nu merg neapărat pentru România. Nu, uitați-vă, avem exemple mult mai bune în America de Sud și în America și în Africa. S-au ajuns să fie mai multe specii de... De fapt, era previzibil că se va ajunge la asta. Să fie mai multe specii de animale și populații mai bine îngrijite în parcurile de vânătoare decât în în terenurile de vânătoare și parcuri de vânătoare decât în rezervații. Și parcuri naționale. În rezervațiile naționale. Da. Parcuri rezervații și parcuri naturale. Sigur. Pentru că acolo se poate face braconaj. Nu se poate acoperi. Acolo nu s-au investit banii din investiții în vânătoare. Din ei nimeni nu a plătit paznici de teren care să patruleze tot timpul și să observe o neregulă. Și ajungem la începutul spuselor mele. Vânătoarea nu a fost numai prima formă de conservare a biodiversității și a patrimoniului natural, ci și cea mai rămâne și astăzi, demonstrează și astăzi că este cea mai eficientă. Da, în continuare, cu toate că e un paradox. E un paradox. Vânătoarea este una din metodele de conservare ale mediului, pe care, din păcate, puțin o înțeleg, pentru că, repet, zona afectivă de a aborda și presă noastră și cantitate mare. De nu mai vorbim de presă, nu vorbim de informațiile distorsionate, nu vorbim de curente politice, nu vorbim nu, de... Nu, nu vorbim. Pentru că, de fapt, aici s-a ajuns. Acum, un subiect foarte interesant, cred că ar fi, mai ales că ai menționat că pădurea Letea a fost primul parc național, primul parc
Prima zonă liberă. Prima zonă de arie protejată. De arie, exact. Prima arie protejată, 1928. Ce alte zone și cum au urmat ele cursul, mă gândesc, după momentul ETA? La noi în țară? La noi în țară. Tot cu ajutorul vânătorilor. Te rog. Mergem acum la un alt parc, o altă rezervație foarte importantă pentru noi, Parcul Național Retezat. Da? Toți îl știm, toți ne-am plimbat pe acolo, toți l-am admirat, toți am spus, vai ce frumos, în special străinii l-au admirat, vai cum ați putut să păstrați aici toate etajele forestiere, cum ați putut să păstrați aici toate habitatele aproape intacte, cum ați putut să păstrați și aici, mai degrabă și prin extensie, în toți Carpații, tot lanțul trofic de la șoarece până la urs și Parcul Național Retezat a fost declarat Parc Național tot prin eforturile unor voluntari care l-au vrut o zonă retezată, zonă principală, zonă protejată, nu neapărat pentru a face din el teren de vânătoare, dar pentru a conserva atât frumusețea locului, cât și a avea acolo populații de vânat sănătoase, viguroase, care prin răspândire din zona protejată păi, să ajungă este un este până la urmă un concept cinegetic, pentru că e bine ca toți spectatorii să știe că într-un fond de vânătoare, oriunde în țara asta, deci chiar și aici, există fond de vânătoare de jur împrejur. Există zone de refugiu. Zona de refugiu este o zonă, este un sanctuar în care nu intră nimeni să vâneze. Care nu este perturbat habitatul. În care, în primul rând, habitatul nu e perturbat. Nu se, cum să spun așa, nu se exploatează sursa de apă. Absolut. Ba din potrivă, în perioadă de secetă, sursa de apă este aprovizionată de vânător. O să început să dau un exemplu cu cel cu deversarea de diverse gunoaie, poluanți, substanțe poluante în teren. Mult mai ușor, și asta am văzut-o în experiențe reale, mult mai ușor reușește cineva să încalce legea astfel, ducând, să zic așa, niște resturi care au rămas de la recondiționarea unui apartament sau niște resturi biologice de la un abator pe care nu vrea să cheltuie bani pentru reciclarea lor. Mult mai ușor le deversează într-o zonă chiar și protejată decât într-o zonă care este un teren de vânătoare, pentru că acolo patrulările sunt mult mai dese, individul știe că acolo sunt pădurari sau sunt gestionari cu angajații lor ai acelui teren de vânătoare care patrulează mult mai des și riscă să fie prins și riscă dosar penal și riscă doare de neplăcere. Și iarăși ajungem la discuția pe care am avut-o la început. Cine ce protejează mai bine? Da. Este o realitate palpabilă? Sigur că da. Sigur că da. Se poate verifica ușor? Paznicul de vânătoare, ceea ce iar foarte mulți nu știu, paznicul de vânătoare este o instituție fără statuie, cum îi zic eu, instituție fără statuie. Absolut. Paznicul de vânătoare e informat orice mașină intră în teren. Știe foarte clar, are sursele lui, stâne, ciobani, tăietori, apicultori. Nu mai vorbesc că nu știe de noi, dar are o multitudine de surse de informație. Ai trecut cu mașina fie și doar să ocolești, de exemplu, o zonă, ca să ieși într-o scurtătură și ai intrat într-un... Ai intrat pe câmp, de exemplu, aici în zonă. Mi s-a întâmplat de la un moment dat... Să mă duc să studiez păsări, de exemplu, sigur. Și să opresc, să mă uit cu binoclu și să văd imediat. De ce mă întreb, foarte repede a venit cineva și m-a întrebat ce faceți, bună ziua, ce faceți? Exact. Da? Foarte greu mi s-a întâmplat asta în Parcul Național și în rezervații. Pentru că nu vreau să râd de nimeni, nu vreau să blamez pe nimeni, dar pur și simplu nu există un interes financiar atât de mare și nici nu sunt fonduri suficiente pentru a acelea oameni. Și nu există un interes din partea chiar și a angajaților. Până la urmă. Bun, Parcul Retezat, următorul. Parcul Rodney. Parcul Rodney. Da? Și dacă este să o luăm așa cronologic, foarte multe făcute chiar și până în perioada României Socialiste au avut la bază mulți vânători. Vă dau exemplu ariilor protejate, primilor arii protejate pentru protecția păsărilor de apă și nu numai. Știți cine a fost cu ideea? Un vânător care, printre altele, era și cel mai bun ornitolog al țării. Dimitri Radu? Nu domnul Dimitri Radu, ci domnul Radu Munteanu, domnul Dan Munteanu de la Munteanu, cel care a fondat și Societatea Ornitologică Română. Da, da, da. Apropo, un ONG de mediu fondat de un vânător. Și un ornitolog, dar... Păi știu că era profesorul Dimitri Radu, pe care l-am cunoscut, era Matei Tălpeanu, doamna Maria Paspaleva, care erau vânători, țin minte la vreme. Domnul Peter Weber. Da, aveau brași sârmoși. Absolut.
toată viața lor au deci avut el, brazi. Și ca ornitolog, dar și ca vânător, plimbându-se și studiind în același timp și vânând, pentru că a demonstrat că se poate, poți fi și om. În enumerații, poți fi și cercetător și om de știință, de nivel academic. Vreau să spun că a fost un om de nivel academic, a ținut de direcția de Monumentele Naturii, Comisia de Monumentele Naturii din Academia Română a fost prezentată de el mulți ani. Și vânător în același timp, a observat cele mai bune habitate, cele mai bune habitate zone umede din țară, a instituit proiectul primelor rezervații și zone de protecție a păsărilor de apă. Deci, vedem iarăși un vânător, vedem. Vedem iarăși vânători, vedem. De ce nu se spune, de ce nu li sunt acestor oameni recunoscute meritele și de ce nu există ca în unele țări din Europa o colaborare foarte strânsă între vânători și protecționiști. Da. De ce oare este o problemă? De ce au fost înrăiți de către ONG-uri tot opinia publică la adresa vânătorilor, când vânătorii au fost primii și cei mai eficienți protectori atât ai animalelor cât și a habitatelor acestora? Da, aș mai da un exemplu, și anume capra neagră din Munții Făgărași. Da. Împreună cu Alexander Florstedt. După războiul din 1877, în bucuria și fuziunea vânătorii de atunci, foarte mulți țărani ciobani. Și foarte mulți ciobani și foarte mulți voluntari de pe zona nordică, de pe fața nordică a Carpaților. Din Transilvania, că mulți s-au dus la atunci. Care pur și simplu au participat ca voluntari. Da. Au plecat acasă cu flinte, puști și așa mai departe. Maliție? Da. Foarte mulți dintre ei erau ciobani. Foarte mulți dintre ei se ocupau în principal cu creșterea animalelor. Creșterea animalelor care se știe foarte clar că în România acelor ani era... A fost un arhaică. A fost un arfix ca arhaică, transumanță și nu numai. Zonele de pășunate erau și nu erau reglementate, da. Totul era foarte elastic. Totul era foarte elastic, exact. Și bineînțeles că astfel fiind lucrurile, o bună parte dintre toți acești voluntari care s-au întors cu arme acasă au ajuns cu ele, liniștiți. Și și-a luat bunele obiceiuri. Sau le-au vândut către stări. Sau le-a vândut către stări. Stările exact. Care aveau nevoie, în primul rând, să se apere de lupi, de urși, exact. Dar nu refuzau niciun cer, nicio căprioară, niciun mistrăț, nicio capră neagră. Capra neagră se știe clar că se încuia foarte ușor, se încuia foarte ușor de către câini și în momentul ăla urma arma care pocnea. Puteai să fii țintă și prost în imerei. Exact. Deci era țintă fixă și contrasta și fiind neagră la culoare, contrasta cu cerul albastru, cu stânca cenușie sau cu plăită de zăpadă. Și atunci știu că populația de capra neagră din Făgăraș a fost aproape dispărută. Exact. Și totuși vorbim de Făgăraș, vorbim de o subpopulație în cadrul unei populații de capre negre. Vorbim de o subspecie. Capra neagră de la noi aparține unei subspecie diferită de cea din toată lumea. Că este rubricapa, rubricapra capatica, cu cele mai mari exemplare. Exact. Iar populația din Făgăraș era subpopulația din poporul din Făgăraș era cea mai mare subpopulație și cea care a dat recorduri peste recorduri, inclusiv recordul mondial nelegurâniceastră. Deci atunci a fost aproape stinsă. După aceea spune mai departe, pentru că e un moment glorios de refacere ei, până la exemplarul care nici astăzi nu a fost detonat. Hesheimer, trofeul Hesheimer, care este de neegalat. Da, merită să spui epopeea ei de atunci, de la momentul în care a fost aproape distrusă până la refacerea... Carol I fiind vânător pasionat și care a remarcat că România era încă o țară destul de primitivă, ca să spunem așa, din punct de vedere al unei legislații. Acum, într-adevăr, România a fost o țară bogată totdeauna. A fost situată... Generoasă. Natura a fost generoasă la noi. Și atunci, Carol I, când a remarcat că noi nu aveam epoci de vânătoare. Nu existau. Pentru că nouă ne dădeau. Cultura majoritară, analfabetismul, acum de ce trebuie să recunoaștem, principatele române erau proaspăt venite după reforma lui Cuza. Nici nu fusese implementat coeficientul de alfabetizare era foarte mic. De aici oricine își poate lua seama. Informații față de nevoile donatului era... Deci Carol I
Atunci, imediat, a luat niște măsuri, în clipa în care a văzut dezastru, mai ales asupra caprei negre și capra neagră, în cultura germană, reprezintă... Un nobil prin excelență. Absolut. Dacă cocoșul, cel mai cocoșul nobil. De munte și capra neagră. Și atunci știu că a apelat la Alexander Floșter. Alexander Floșter, care era un capitan prusac, crescător de câini, pasionat cinegetic, nu? Nu mai vorbim. Pasionat până peste de natură și de ceea ce înseamnă vânătoare și principii și actualele principii de vânătoare le-am remarcat, sunt tot din timpul avenite. Ce e bun, nu se schimbă. Niciodată. Și dacă un lucru funcționează, de ce să o schimbi? L-a chemat, iar el a venit împreună și a adus cu el doi Jägermeisteri, tată și fiu, familia Ratz, care sunt îngropați în Arpașul de sus, în mormintele lor acolo. Doi Jägermeisteri cu mână de fier, maestri de vânătoare, și care, timp de niște ani, au bătut toate potecile și gălările. Ceea ce nu-i deloc ușor. Ceea ce nu-i deloc ușor, nici tot masiv. Vara, dar păi restul timpul nu mai grup. Numai cine n-a au fost pus ordine, au creat epocă de vânătoare și au pus ordine. Au avut răbdare să vorbească cu oamenii, au creat. Au avut răbdare, dar au folosit au și băta oameni, au și arma. Nu, și băta și arma. Pentru că fără nu se putea. Rezistența la schimbare o știm foarte bine amândoi. Absolut. Și toată lumea. O vedem. O vedem, exact. Și datorită acestui capitan Floștet, populația de capră neagră din Munții Făgărași s-a refăcut și a ajuns la ceea ce cunoaștem la ora actuală. A ajuns până în 1930 și când a fost doborât exemplarul care... În 38, parcă. În 38. Da. Deci a decurs de câteva decenii, nu numai că s-a refăcut, dar a putut să dea exemplarul, exemplare extrem de viguroase, exact. De care unul este trofeu mondial și astăzi. Da, trofeu Hessheimer. Să spunem tuturor ce, să readucem tuturor. Să ne înțelegem, acest Hessheimer n-a fost un vânător străin venit nu să vâneze. A fost un saț din Brașov, exact. Care a avut norocul să întâlnească după o zi de, după de fapt, după o săptămână. Cel mai impresionant țap de capră neagră din istorie. Exact. Din cel mai reprezentativ exemplar al speciei la nivel mondial. E o specie care cumva este o specie strict europeană, adică o întâlnim în Carpații noștri, în Balcani, în Dinarici, în Pirinei, în Alpi, evident, și în Caucaz. Dar sunt subspecii diferite, pentru că este un relict glaciar. Ea a rămas de la ultima glaciațiune, e un animal nordic, rămas izolat aici, adaptat de la stepele înghețate din perioada cuaternară. A rămas și s-a adaptat la mediul care oferea cea mai mare asemănare cu mediul original al său, adică popantele și povărnișurile înghețate din munți relativ medii. Ce trebuie să știm este un povideu. O capră de stâncă, da? Nu e o capră, e un povideu. Exact, este o rupicapra, nu este o capră. Exact. Adică nu este o capră stânci cum este ibexul, da. Nu trăiește în zone de stâncă, dar trăiește în zone de povărnișuri și de podiș înalt înghețat. Este neîntre, este animalul, aici fac o paranteză, iarăși la paranteză, este animalul, este ecvidul, este copitatul care aleargă cel mai bine pe zăpadă și gheață dintre toate. Este adaptat la asta. Nu sare la fel de bine din stâncă în stâncă cum face ibexul, nici nu a fost nici nu s-a adaptat pentru așa ceva, dar a rămas izolată și au rămas sub anumite populații care nu mai au avut cum să aibă legături cu ele. Unele cu celelalte. De exemplu, cea din Pirinei este izolată de cea din Alpi, de atâta teritoriu, care nu mai este plin de gheață și zăpadă cum este sigur, de vremuri. Și s-au rămas între și s-au dezvoltat în subpopulații care, la urmă urmei, în prezent, de-a lungul timpului, au ajuns în subspecii. De asta există subspecii, toate aceste subspecii însumează cu totul capra neagră, dar cea mai importantă, cea mai mare și mai frumoasă și mai reprezentativă este dată de capra neagră de la noi din Carpați, diferită ca și exemplare, ca vigoare și forță de cea din Carpații Slovaci sau cei Cehii sau cei Poloniei, a rămas la noi. De ce? Pentru că pur și simplu aici s-au păstrat din punct de vedere ecologic, geologic și chiar și climatologic condițiile cele mai bune pentru ca exemplarele să crească din ce în ce mai mari și mai vigoroase și mai... Condițiile adaptative care au fost necesare pentru menținerea speciei. Deci erau pierderi, ar fi fost o pierdere extraordinar de mare pentru noi și ca și popor, ca și biologi, ca și cele vânători, ca o asemenea
subpopulație, asemenea subspecie, să se piardă. Și uitați că ea a fost salvată de către cei care astăzi sunt blamați că vor să se vâneze capra neagră sau cei care împotriva care se ridică astăzi campanii de oprire a vânătorii de capra neagră. De parcă vânătoarea de capre negre, revenim, că suntem obligați să revenim, e un pericol la adresa unei specii pe care tocmai vânătoarea a salvat-o. Nu numai că vânătoarea a salvat-o. Ceea ce puțin știu este că Ceaușescu declarase specia monument al naturii. Da. Și până în 1990 s-a vânat mult prea puțin. Și știm totodată, foarte clar, dovedit din toate punctele de vedere. Această interdicție era să ducă la degenerarea speciei. Exact. Această interdicție a dus datorită bolilor suprapopulației. Cu cât o populație este mai mare, cu atât o zoonoză se transmite din ce în ce mai ușor. E din ce în ce mai virală în rândul ei. Absolut. Plus că ea a fost foarte mult pusă în pericol de ciobani și păstorii. Despre asta e vorba. Că spuneai de zoonoze. Nu le cunoștea. De zoonoze. Acolo. Zoonoze. Sigur. Fascioloza și căghiala. Absolut. Au fost aduse de către ciobani, turme, care au intrat în contact în același biotop. Au stat excesiv în habitatul și care au stat excesiv, exact. Deci, iar o problemă de care le izbim și care se numește pășunatul excesiv și nereglementat, care cu părere de rău spun că în timpul Ceaușescu era extrem de bine reglementat. Da. Acum pășunatul ne-a adus un cortegiu, inclusiv nouă, deci inclusiv mie aici în zonă, alte boli, alte patologii și aici mă refer. O portă presiune. Și aici mă refer la o boală pe care majoritatea proprietarilor de ani de câini o cunosc și nu numai, poate și de pisici, și anume babesioza transmisă de căpușe. Căpușele, invazia de căpușe. Păi, nu exista așa ceva. Acum 20 de ani vânam aici și nu existau căpușe. Hai să ne erau alte zone cunoscute ca fiind... Câți câini are voie să aibă o stână? Aici intrăm într-o problemă. Deja câte boli poate transmite un câine nevaccinat? Majoritatea ciobanilor nu îi vaccinează. Câte boli poate transmite? Câte căpușe poate transmite? Și nu numai. Bolile virale fac pasaje. Oho. Și chiar se antrenează. Și orice pasaj al unui virus creează o agresivitate a virusului. Creează sușe noi care se adaptează. Ne uităm la COVID. Ne întrebam de ce atâtea tulpini. De ce atât de puternic? Și toate aceste tulpini din cauza pasajelor succesive pe care un virus le face pe diverse gazde. Și la un moment dat, virusul sărac încearcă să adapteze. Ai dat un exemplu foarte bun cu împrejurimile zonei tale. Deci, din jur în care spuneai că găseai altă faună, altă biodiversitate și toate acestea au fost modificate de pășunatul agresiv. De pășunatul excesiv și nereglementat. De ce nu este reglementat? Aici putem să facem o emisiune strictă pe conflictul între păstoritul actual și vânătorii, una din managementul capitalului natural. Și cine erau cei care și cei care în continuare încearcă să stopeze pe cât posibil această agresiune a turmelor? Cred că suntem singura țară din Europa care se împășunează. Am găsit aici turmă pe câmp, cred că 500 de metri de casă. Și intrând în vorbă cu ciobanul, m-am luat de unde e? Din Brăila. Cred că sunt Brăila. Câți kilometri? 300 de kilometri până în Brăila? Deci să te neimaginezi. E transformanța animilor. Te neimaginezi. Da. Bun. Cine încearcă să stopeze toată această problemă, care deja e o problemă foarte mare, ar trebui multe implicații. Autoritățile, ministerele de resort. După cum se vede, din păcate, nu știu, instituțiile care ar trebui să reglementeze așa ceva. Așteptăm? Ce așteptăm? Nu știu. Sigurii care o fac, o știm bine. Cine sunt toți cei blamați. Da. 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 Zonele de protecție, de refugiu. Știți ce este deranjant aici? Este deranjant un lucru. Mă uit un pic, vorbeam de importanța istoriei și a trecutului. Noi, românii, am fost un popor în egală măsură agrar și pastoral. Am făcut pastorit de când ne știm. Ne definește păstoritul. În același timp s-a vânat de când ne știm. Cumva cele două au fost posibile. Nu știu de ce astăzi unul dintre ele a scăpat cu totul de sub control, iar celălalt este blamat și atacat injust în atâtea ocazii. Aici ar trebui ca autoritățile să vadă acest dezechilibru care poate crea probleme mari, mult mai mari decât ne imaginăm și pe care le putem dezvolta oricând.
E o realitate, ce ai spus, nu? Deci astăzi, una dintre ele este scăpată de sub control, respectiv pășunatul, păsporitul, peșterea oilor, respectiv, și cealaltă vânătoarea, vânătorii se impută aproape absolut orice. Da, bine, e clar, vânătorii sunt inovații de serviciu. Au fost făcuți criminali, sigur, da. Fără ca ei să aibă nicio reacție. Eu chiar am fost mirat să văd de ce vânătorii încă nu iau o reacție. La nivel de societate, ONG-urile mai au un pic și le spun, sunteți niște criminali. Dacă te duci pe rețele de socializare și citești ce scrie, ce scriu oamenii la adresa vânătorilor, te iei cu mâinile de cap. Realizezi că e o problemă mare de tot, pentru că li se spune nici mai mult, mai puțin decât voi n-ați avea animale să vânați, să tragem oameni. Adică cumva suntem niște sau vânătorii sunt niște ucigași de oameni oricând cu capsa pusă. Eu mă uit și eu mă uripilez de stadiu de înrăire la care a fost adusă populația când mă uit, de exemplu, pe rețelele de socializare, este dat câte un caz de accident nefericit de vânătoare. Să ne ferească Dumnezeu pe toți de accidente de orice fel, mai ales de vânătoare. Văd bucuria, văd explozia de bucurie. S-a făcut dreptate, așa îi trebuie. Nu se poate. Nu e bine, da. Nu e sănătos. Noi eram un popor creștin, noi eram un popor care nu se bucura de rău omului, mai ales de un rău atât de violent și brusc. Și cum se poate întâmpla la vânătoare. Da, însă, totuși, nu se poate așa. Aș face un paralelism între vânătoare și condusul auto. Pentru că lucrurile sunt foarte simple. Evident, orice pădure are uscături. Cum spuneam, braconier există. La fel, ca să spunem, există braconier și pe șosele. Dacă am face un paralelism între vânătoare și șofat, am remarcat că numărul accidentelor auto sunt mult mai mari decât numărul accidentelor de vânătoare, pe de-o parte. Și mai frecventă. Mult mai frecvent. Păstrând proporțiile, evident, sunt mult mai puțin vânători decât șoferi. Iar mergând pe această idee al procentului, ar însemna să interzicem șofatul. Da. Ce facem? Da, probabil că ecologismul și toate aceste ONG-uri care militează pentru închiderea totală a vânătorii. De parcă asta ar fi soluția pentru problemele de mediu. Mă gândesc că ar trebui să-și tragă niște concluzii, uitându-se un pic și făcând acest paralelism de care am tocmai pomenit. În fine, ne-am depărtat cu discuția. Nu spun că nu e plăcută și nu e interesantă. Vă întoarce. Da, m-aș întoarce din nou la pasiunile tale, la păsări, în special, și la păsările de pradă. Mai maestoase, nobile, neînțelese, da, și probabil, cu probleme. Și cu multe probleme, da, da, da. Știu că ai studiat păsările de pradă. Încă le studiez. Și încă le studiezi. E un domeniu în care... În care orice, toată orice viața. Domeniu care ne suscită interesul, studiem tot timpul. Și te-aș întreba vis-a-vis de păsările de pradă. Pentru, mai ales pentru faptul că știu că în țara noastră această vânătoare încă nu este permisă legal. Dar totuși există un număr de pasionați și numărul știu, lor crește. Și numărul lor crește, îmbucurător din punctul meu de vedere. Știu că, din păcate, în România n-au cum să vâneze și fac eforturi să iasă cu păsările în afara granițelor. Chiar putem să spunem că condițiile în care șoimăritul, adică vânătoarea cu păsări, este încă interzisă, nu este reglementată legal în România, colegii mei de asociație și nu numai ei reușesc să se ducă afară la competiții de șoimărit. Există și astfel de competiții, cum există și competiții de vânătoare cu alte animale sau cu alte arme, și reușesc să câștige chiar locul întâi. În Bulgaria, în Ungaria, în Spania, bun, în Italia. Hai să facem altceva. Hai să, dacă poți face pe scurt o istorie a șoimăritului în principatele române. E fabulos, nu se poate face pe scurt, o să fac cu impietate vorbind pe scurt despre asta. Știu, dar, de acord. Dar o să o fac. Primele date istorice legate despre vânătoarea cu păsări de pradă în zona noastră vin ghiși de la cine? De la Aristotel. Care povestește despre traci, iar geto dacii erau tracii de nord, tracii de dincolo de Dunăre, că vânau cu păsări de pradă. Avem o mare pauză de lipsă de informații până în perioada formării poporului român și venirii primelor popoare migratoare din Asia. Șoimăritul, conform datelor istorice și arheologice, este o vânătoare tradițională cu păsări care a apărut undeva în Asia cam acum 6.000 de ani. Adică
dovada istorică în sprijinul acestei informații este este o stelă de piatră din Kazahstanul de astăzi care reprezintă gravura unui om cu o arbilă pe mână, datată vechimea cam 6.000 de ani. Deci, din zona aceea de confluență între popoarele turco-mongole și sciți, în Europa, când au venit primele popoare migratoare de origine turcică, hunii, oguzii, guzii, pecenegii, cumanii, acești tătarii, iarăși ultimul val turcic care a venit, tătarii de tip căpceac, care au venit în Europa și o parte au rămas în Europa, chiar și în țara noastră, au adus vânătoare mai sistematizată cu păsările de pradă, care a avut un succes enorm, nu numai în locurile, în principatele române, ci până în Marea Britanie. A fost un sport vânătoare, un tip de vânătoare, prin definiție, rezervat aristocrației, aristocrații și oamenii, primii oameni care au văzut păsările de pradă, au fost fascinați de ele, le-au văzut drept stăpâni ai văzduhului, stăpâni peste toate păsările. Erau păsările care vânau înălțimea cea mai mare, erau păsările care vânau celelalte păsări și automat au fost adoptate ca castă reprezentativă a nobilimii războinice. De asta aristocrația medievală, care a avut la bază nobilime războinică, chiar și cea antică, a luat păsările de pradă, le-a ținut la mare respect, le-a dresat, a vânat cu ele. Evident, același lucru s-a întâmplat și la noi. Încetul cu încetul, comunitățile românești. Și același lucru s-a întâmplat și cu câinii. O, da. Deci câinele și șoimul, pasărea de pradă. În mod normal, nu se putea vâna altfel. Da. Și nici astăzi nu există un șoimar bun fără un câine bun de păsări, care să strânească păsări. Ce rase sunt folosite astăzi? Astăzi, în șoimărit, se folosesc în primul rând bracii. Uh-huh. Se folosește epaniul breton, nu știu dacă am pronunțat. Epaniul. Și epaniul breton. Ele sunt cele mai căutate rase pentru șoimări. Ce fel de braci? Bracul german. Bracul german, păr scurt, păr sărmos? Din câte știu eu, cel cu păr scurt este folosit. Nici am văzut și cu crescătorii cu șoimarii din Ungaria și cu cei din Bulgaria. Cam aceștia sunt cei mai căutați. Și se lucrează bine. Se mai folosesc și seterii, dar mai puțin. Seterul englez, dar mai puțin. Dar din câte știu eu, sunt aceste două mari categorii de brace. De ce seterii mai puțin? Deci nimeni nu mi-a spus, nu mi-a dat un răspuns detaliat, nici eu ne fiind foarte interesat de seteri, n-am întrebat, dar nu știu. E chiar interesant și uite, mi-ai dat o temă interesantă. O să întreb de ce folosesc mai puțin seteri în detrimentul bracilor. Cred că am putea găsi un răspuns împreună. Mă pricep un pic la câini și... Un pic doar. Care sunt speciile de păsări cu care se vânează? În primul care sunt căutate în primul rând în șoimărit. În șoimărit, da. Corvidele, fazanul, potârnichea. Nu, speciile de păsări răpitoare. Șoimii, așa. Șoimii mari, șoimul călător, șoimul, așa zis, dunărean, șoimul nordic, cel polar și hibrizi între toate aceste specii. Da. Uliul Harris, care este singura specie de păsări de pradă care are o viață socială. Da. Uliul Harris, uliul porumbar, pot să-mi spunem un rege neîncoronat al șoimăritului la păsări, uliul porumbar, uliul păsărar. Și cam aceștia ar fi. Mai bine, mai sunt folosite arvilele ulii, dar într-o măsură mult mai mică din motive. Probabil, când vorbim de setter sau pointer, probabil cheta e de vină. Setterii, pointerii caută foarte departe, mai ales actualele linii care sunt folosite în ancheta, adică chetă largă, un kilometru și... Nu am detaliat asta cu șoimării care vânează cu... În afară țării. Cu toate că din păsări, dar ei mi-au spus un singur lucru. De ce ați folosit în general aceste două rase, sunt cele mai bune pentru stârnit păsări și ce avem noi nevoie. Pentru că în șoimărit cu pasărea, în special speciale cu șoimul. Fazan? Fazanul, potârnichea, prepelița, corvidele toate și rațele. Rațele și gâștele. Am înțeles. Deci asta este răspunsul pe care mi l-au dat. Dar pentru că mi-ai dat mai stârnit aici un pic la curiozitate, o să întreb. Ei mi-au spus doar atât și după aia am schimbat, adică am continuat discuția spre alte aspecte. Ei mi-au spus doar atât. Sunt cei mai buni pentru ce ne interesează pe noi. Poate vom face o discuție între ei chiar. Împreună și cu Radu Boncea, care și el e medic veterinar ca și mine și pasionat însă de păsări. Mult mai mult decât mine. Este un medic foarte bun și un om care a jurat foarte multe specii de pradă. Da, de cred că Radu Boncea va fi un invitat interesant. Care reușește să le salveze, să le eliberăm, după aceea să le reintegrăm în natură.
Nu vorbește foarte des despre asta, dar faptele lui rămân. Da. Bun, continuăm mai departe cu istoria. Deci, rămăseseră la fel. Și voievozii noștri, spuneam că era un sport al aristocrației războinice, și voievozii noștri și boierii noștri au fost șoimari. Nu mai mult decât atât, am avut și sate de șoimari, adică sate de oameni care se ocupau cu căutatul șoimilor, cu dresatul, predresajul șoimilor, înainte de a-i vinde ori către nobil, ori către clasa nobiliară, respectiv voievod boier, ori pentru a fi trimiși la export sub formă de tribut în Imperiul Otoman. Toată lumea vorbește de faptul că șoimăritul ne-a salvat de tribut, de un tribut mult mai costisitor economic, adică în loc să dăm vite, în loc să dăm grâne, în loc să dăm miere, în loc să dăm produse aur, preferau turcii să ceară de la noi păsări de pradă, pentru că evident și în lumea asiatică, în Imperiul Otoman, șoimăritul a fost și a rămas o artă extraordinară și preferau să iau șoim. Și astfel românii cumva reușeau să salveze averile de rând, dând șoim ca și tribut, dar cu mare, alte mari puteri regionale interesate de șoimi și ulii trimiși de la noi au fost Imperiul Țaratul Rus, Regatul Polon, cel maghiar, chiar și în Germania au ajuns. Avem un tratat vechi de șoimărit din Spania, anului 1600, care laudă ulii păsărari veniți din România, din Principatele Valahe. Deci, acolo exista un comerț de păsări, existau oameni care se pricepeau la particularitățile speciilor de folosite la indivizi, la zona din care proveneau, erau extraordinari. De, îți dau un exemplu al șoimarilor, cum știau să aleagă ulii păsărari. Ulii păsărari este una dintre cele mai extraordinare păsări folosite în șoimărit. Este o pasăre mică, un pic mai mare decât un porumbel. Este practic un ulei porumbare miniatură, cu un apetit de vânătoare și cu o explozie extraordinar de mare. Ei bine, șoimarii medievali europeni știau și observau un lucru, căutau întotdeauna că ulii păsărari, cuiburile cu pui, care aveau cuiburile la joasă înălțime, nu în copaci, ci undeva în zone de tufișuri. De ce? Pentru că experiența reală văzută le-a demonstrat că acele perechi vânau prăzi mari și nu reușeau să le ducă la niște cuiburile înălțime mare. De asta alegeau cuiburi făcute în tufișuri. Erau niște păsări cu potențial de vânătoare extraordinar. Nu vânau cu ele, nu numai păsările mici, ci puteau vâna coțofene, puteau vâna porumbei, puteau vâna guguștiuci. Deci prăzi mai mari, deci căutau. Cum să spun, și simplu, e un univers într-un univers. Dacă vânătoarea este un univers și este un univers, șoimăritul este un univers în cadrul acestui univers. Fără discuție. Putem descoperi lucruri mari. Deci șoimăritul, să nu deviez foarte mult, a ajuns foarte dezvoltat în toată Europa medievală, inclusiv la noi. Numai puțin, din câte mi-aduc aminte, citind cartea lui Vânătoare și istoria vânătoarei și a dreptului de a vâna de nedici. Da. Dânsul pomenește în acea carte de un boier care a fost înnobilat. Casa de boier de Copăcel? Boier de Copăcel. Din Brașov, care era o familie nobiliară română. Da. Înnobilat însă pe baza șoimăritului. Care a ajuns datorită valorii și seriozității pe care a adus-o în domeniul acesta de a captura și de a vâna și adresa păsări de pradă, astfel încât să fie nobilat de curtea maghiară, foarte rar pentru atunci românii, care nici măcar nu făceau parte din Unio Trionationum, erau o populație palie, erau o populație de gradul 2, să primească nu numai titlul de nobil, dar și dreptul de a avea blazon. Deci există blazonul familiei boier de Copăcel, cu un nobil îmbrăcat în armură papuseană, cu o pasăre pe mână. Exact. Și nu numai găsim aceste, găsim sate întregi de șoimari în zona Meședințului. Un sat de șoimari a fost aici, în zona Leordenilor. Da, așa este. Dacă ți-ar fi cealaltă. Da, sigur. În zona Buzăului, în zona Moldovei, foarte mulți. Ce nu se știe, că am avut și boievozi șoimari. Mulți. Matei Basarab. Sigur că. Neagoie Basarab. Neagoie Basarab. Mihai Viteazul. Lui Mihai Viteazul i s-au trimis un pașă, pașa de Vidin, probabil că cel învins, i-a trimis ca prețuire 2 cai de rasă, pene de Herodiu, adică de egrepă, foarte importante atunci în toate. Noi știm pe Mihai Viteazul cu celebra sa cucă de blană, ornată cu penele de Herodiu, dar erau folosite în toată Europa, deci erau foarte rare și foarte prețuite. Și doi șoimi de vânătoare foarte bine tratați, vă dați seama că nu putea să-i dea voievodului doi șoimi ca el să-i facă să-i țină ca peturi sau să-i vâne, să-i dea mai departe. Clar că vâna inclusiv eroul nostru național, Mihai Viteazul cu șoimi. Și istoria sa
a continuat până la apariția armei de foc, după care încet încet a început să fie estompată. Arma de foc a oferit iarăși o capacitate de a recolta vânatul mult mai mare decât șoimăritul. Șoimăritul este ceva foarte greu. Cine m-a tresat un câine și a tresat și un șoim poate să spună că a avut mult mai multe probleme cu șoimul, pentru că este o pasăre, nu este un mamifer, are altfel de reflexe, are altfel de reacție, are altfel de limbaj corporal, te apropii mult mai greu de el, deci îți trebuie multă răbdare și mult timp. Omenirea deja deduse de revoluția industrială, totul era în viteză, nu mai exista aceea scurgerea timpului și măsura timpului care era în perioada veche, care și ați văzut. Pentru că ai atins un subiect interesant, eu fac o paralelă întotdeauna foarte importantă. Aristocrația și șoimăritul au decăzut aproape în același ritm, ceea ce e o dovadă în plus că șoimăritul a fost un apanaj al primul rând un apanaj al castelor nobiliare. Da, dar cu toate acestea a fost și a existat și un șoimărit în rândul castelor de jos, țăranii, negustorii vânau adesea cu tot să de pradă tot ca subzistență. Sigur, de asta Lupul rumbar era o specie căutată în special, care era vânată în special țăranii, pentru că era o specie mult mai versatilă, puteai să vânezi cu el 3, 4, 5, 6, depinde câte prăzi aveai pe zi, cu zboruri scurte, în care pur și simplu puteai să vânezi cu un lupul rumbar, poți să vânezi și pasăre, poți să vânezi și iepure, cu un șoim nu prea. Șoimii erau căutați de nobili, ei aveau acea vânătoare spectaculoasă cu urmăriri în văzduh, cu volte, cu picaje. Cum a vedea astăzi un duel între avioanele de vânătoare în al doilea război mondial, cam așa. Era mult mai interesant pentru nobili care nu căutau să vâneze ca să mănânce și de asta căutau. Se bucura de spectacol. Absolut, mai ales că de multe ori prada scapă. Sigur. Uliu Porumbar are un succes mai mare la vânătoare. Da. Știm cu toții acest lucru. Și de asta spun, a avut o dimensiune legată și o istorie legată de casta nobiliară în Europa și în lume și de asemenea o dimensiune populară în rândul oamenilor de rând. Și a fost cunoscut de toate rândurile societății românești. Asta a durat cam până pe la 1800, când aproape a dispărut. Îl mai găsim o referință pe la 1920, în care chiar pe când în revista Carpații sau în revista Vânături, nu mai văd bine aminte, se vorbea despre tătarii din Dobrogea, care încă vânează cu uliu păsărar. Tradițional, lumea turco-tătară și în Caucaz se vâna des cu uliu păsărar, în special toamna Preferițe, o vânătoare fabuloasă. După care știm că a mai rămas șoimărit chiar și în perioada comunistă, dar ținut mult. Te rog frumos, ăsta e un subiect extrem de interesant. În perioada comunistă. Este un subiect foarte interesant, dar cu foarte puține informații. Știu sigur că Dimitrie Radu a încercat să vâneze, poate chiar a vânat cu șoim. Știu sigur că Alexandru Filipașcu a vrut să dreseze șoim. Nu știu cât succes a avut. O să trebuiască să mai caut date despre el. Și știm sigur că șoimăritul a mai rămas de câțiva români disparați, au încercat să-l mai vâneze, să mai dreseze cu el și a mai rămas câțiva care au condus tradiția în comunitatea secuilor din România. Mm-hmm. Pentru că avem exemplul celebrului film Întoarcerea lui Vodă Lăpuș Neamăr, cu parcă prin anii 70, cred, da. În care apare un uliu porumbar dresat la începutul filmului, uliu porumbar dresat cu care se vâna. A fost dresat și a aparținut regretatului Attila Kelemen, care, datorită lui, s-a putut avea un șoim, o pasăre de pradă într-un film românesc care a vrut să evoce epoca aceea și să pară atât mai autentic. Și după care, după Revoluție, evident, a apărut explozia de informații, internetul, cărțile, lucrările, oamenii au început să fie atrași, au început să dreseze, au început să crească, avem chiar și crescători de păsări de pradă la orator în România, chiar dacă sunt puțini, au luat-o de la zero și au rezultate, am reprodus păsări în captivitate, păsări coacte, cum sunt și câinii, păsări care sunt folosite, sunt dresate, sunt antrenate și cu care se vânează din nefericire în afara granițelor țării. Da, mi se pare inimaginabil. Nu este prima absurditate dată de bunătate. Evident. Și de cadrul legislativ de astăzi, dar una tristă.
Noi sperăm cumva să îi dăm de capăt și să aibă recunoașterea aceasta legală. Gândiți-vă că dintre toate, chiar și astăzi când este o campanie împotriva vânătorii peste tot în Europa, toate țările comunitare din Europa comunitară au legislație, au șoimăritul legal, legalizat, cu excepția noastră și cu excepția Bulgariei. Am înțeles că șoimăritul ca artă, ca îndeletnicire, este trecut în lista Patrimoniului Cultural UNESCO. Patrimoniul Cultural UNESCO. 2016. Da. Deci este patrimoniul intangibil umanității. Da, exact. Și este o tradiție care, cum să spun, deși a fost universală, am avut-o și noi. Șoimăritul românesc, sunt sigur că a avut particularitățile sale. E o tradiție care a existat. Mă întreba odată un reporter necunoscător și cumva a vrut să fie răutăcios, dar ce nevoie avem noi de șoimărit ca tradiție să fie reînvietă? Și am întrebat, da, călușul de ce trebuie păstrat? Absolut. Absolut. N-am mai continuat, cred că am înțeles. Întorcându-ne în același tipar cum am început, din punctul tău de vedere, cum vezi viitorul vânătorii în toată această conjunctură care există și cum vezi, de fapt, reintegrarea vânătorii în actualele condiții? Viitorul vânătorii nu știu cum îl văd, dar știu cum vreau să-l văd. Vreau să-l văd mai bine apărat, mult mai bine apărat, mai bine clarificat în fața opiniei publice, pentru că vânătorii poartă în mare măsură, poți să zic, și din vina lor, pentru că știi cum e când nu te aperi și taci din gură, partea publicul neutru e pe cale să-l creadă pe delatorul tău, dacă tu nu vii cu nicio replică pe măsură care să explici adevărul, sau măcar să spui și partea ta de adevăr. Deci nu știu cum va fi, cum va fi, depinde de foarte mulți factori. În general, noi fiind o țară aflată la confluență de culturi și de imperii și de sfere de putere și de influență, noi cam preluăm ce se întâmplă în țara în care, cum să spun, deține drept locomotivă, în lumea, partea de lume, deja că nu e, vânătoarea se va fi din ce în ce mai restricționată, bănuiesc că același lucru se va întâmpla și la noi, ca efect de rezonanță. Sper să nu fie așa ceva, dar ca să-ți răspund la întrebarea mai importantă, care era a doua, ce ar trebui să facă, ar trebui foarte bine să se lupte pentru adevărul lor, să iasă pe această platformă de luptă actuală. Poate nu ne convine, nu ne place cum este, care sunt platformele online, pentru că platformele online și lumea internetului deja influențează foarte mult societatea, nu numai la noi în țară, peste tot în lume, și acolo să fie mai activ, să fie mai incisiv când e cazul, să își lupte, exact, să înveți un pic și de la ONG-uri, cum ONG-urile au știut să-și creeze legi și să pună presiune pe factorii de decizie și pe autorități pentru a le fi impuse legile, și vânătorii ar trebui să creeze legislații, lege, să-și apere legile, să modifice legile astfel încât activitățile lor să aibă din ce în ce mai multă libertate și să demonstreze odată pentru totdeauna că nu ei sunt un pericol la adresa animalelor și atât mai mult la adresa biodiversității sau a ecosistemelor. Cam asta e de făcut. Nicu, cum spuneam, te aștept la încă o ediție. Oricând mă inviți. Și vreau să facem o ediție în trei împreună cu doctorul Radu Boncea, și care știu, amândoi sunteți membri în Asociația Accipiter. Da. Este un subiect extrem de interesant, această vânătoare cu șoim, și sunt convins că... Poți să de pradă ca să includem și ulii aici și acvilele. Sigur. Este chiar și bufnițele mari. Și bufnițele, sigur. Este o zonă extrem de interesantă pe care puțin o cunosc, a conservării. Vom explica cu altă ocazie. Deci, la momentul ăsta îți mulțumesc foarte mult de faptul că ai acceptat invitația și m-ai onorat cu prezența. Eu îți mulțumesc pentru subiectul ales, pentru mingile ridicate, pentru modul în care am reușit să dezbatem și să clarificăm niște necunoscute și pentru readucerea amintea problemelor. Sunt multe, importantă readucerea sunt multe și o să încercăm puțin câte puțin să le deslușim. Absolut. Să sperăm că dacă barem în presa de zi cu zi în apar, să sperăm că barem așa le vom face cunoscute publicului. Siguranță, luptăm cu ce arme avem, dar luptăm asta. Sigur că da.
Numai bine, la revedere și pe proxima ocazie. Mulțumesc, la revedere tuturor!